ce? Nu mă mai găsești pe mine atrăgătoare? Felix! Ai zis ceva? Am zis, m-ai nebunit cu muzicuța aia ta! Te-am întrebat dacă mă mai găsești atrăgătoare, dragă. Deci, ce să zic, o femeie... Da, decât nu înțeleg cum ai recuperat tu fabrica de lumânări de la Iohan. E, da, nu înțelegi. Nu. Dar cum a recuperat domeniul de vânătoare de la Balc, Siriac, asta ai înțeles? Deci, Siriac, treaba lui ce-a dat, decât Iohan a dat o fabrică de lumânări. Eu așa prost n-am văzut. Puseau încă ca castravete? Băi, Felice, tu iar mă persiflezi, mă. Mă, tu n-ai văzut, mă, că Iohan era beat? Băi, da, ce, și eu am fost beat. Și ce-i cu asta? Pentru asta nu că dai o fabrică de lumânări, nu știu, așa, pentru... Pentru ce, Felixe? Pentru mine, nu? Pentru mine, nu? Dar că lui îi place de mine și mie îmi place de el, asta te-ai gândit? Deci, Iohan? Da. Deci îți place neamțul? Da. Deci nu pot să cred. Ba să crezi, Felixe. Și știi de ce să crezi? Nu. Pentru că el are dita mai trompeta. Nu o muzicuță ruginită ca tine. Dar nu-i ruginită, măi. E extraordinar, e foarte ruginită, vezi de treaba ta. Deci, tu dai așa cu piciorul în noroiat, într-o idilă de atâția ani, numai pentru diferență de instrument? Adică să înțeleg că tu mă pui pe mine să aleg între un neamț bogat așa cum e Iohan, adică un fel de Siriac. Așa? Și un aventurier cu muzicuță așa ca tine, adică un fel de Ștefan Bănică Junior, nu? Da? Ei bine, eu nu sunt Andreea Marin, așa că l-aleg pe Siriac. Bagajele le fac mâine, dar de plecat, acum plec. Da, stai puțin! Să lămuresc o treabă. Deci, până la urmă, pleci cu Iohan sau cu Siriac? Lasă că vezi tu! Să arăt eu ție cine-i Iohan sau tău. Siriac, auzi? Unchiule, a trecut ora, deci îmi pare foarte rău, trebuie să marci bani. Wunderbar, wunderbar, Abăr, cât trebuie să-ți dau copile? Păi, dacă oră înseamnă 50 de euro. Așa. 50 de minute, care înseamnă jumătate de oră, 25 de euro. Aia, ia, ia, ia. Good, very good. Deci 20, da, plus 5... Fac 25 de euro. Deci, ți-am plătit. Acum facem o pauză bine meritată. Eu mă duc până jos în restaurant să mănânc ceva și după aia revenim, marcăm banul. Oh, guten Abend! Guten Abend! Guten Abend, dar nu mai reflex! Unde te grebești? Nu, mă duc până la restaurant să mănânc ceva, să iau un întăritor și după aceea revin să... Foarte bine! Poftă bune! Poftă bune! Danke, danke, danke! Guten Appetit! Guten Appetit! Și stați în gât! Săruna, tată. Salut. Deci vreau să spun că de la trompeta lui unchi Iohan iese banul gros. Bă, da, mai lăsați să mă pace cu trompeta asta. Toată lumea, laudeu, o alamă de dă nimic. Ia ceva tare, o trompetă de asta adevărată, să vezi cum e. Taci în gură. Gura, ascultă-mă cu atenție aici. Ce vreau să spun eu acum? Să știi că la mine ora de ascultare e 50 de euro. Atât am dat din limanul de unchi Iohan. Băi, Riciu. Deja am să spun atât, se apropie Crăciunul. Și ce dacă se apropie Crăciunul? Deci, la câte nebunii a făcut eu anul ăsta, crezi că martalogul de Moș Crăciun mai mi-aduce mie ceva? Păi, după știința mea, voia să-ți aduc o mototo, un motor nou, da? Deci, nu știu ce să mai zic. S-a tâmpit. Ce motor are? Ce fel de motor? Deci un motor 500 de CMC, 150 de cai, 2x2, sânge de motor. Nu vrei, nu vrei. Băi, deci Moș Crăciun trag concluzie că este în Velea Mare. Păi este. Păi, deci sunt omul lui, tată. Ce trebuie să fac? Băi, trebuie să monitorizez pe maică ta. Păi, atât. Marsa Luaga? Înseamnă că Marsa Luaga te face la lanț. Băi,
nu mai vorbi atât de urât. Eu știu atâta. Vrea să ții, ți-l aducă pe Iohan de tată Vitrec. Păi, tată, deci nu-mi convine, da? Să știi că nu-mi convine treaba asta. Că dacă ăla vine ca tatăl meu, înseamnă că nu mai îmi dă bani, nu mai îmi dă bani așa la fel ca tine. Deci, sunt de acord să îl potcovim pe neamț. Așa? Cum vrei să facem? Ca nașparlii de la Puz de Soare? Sau ca Dilimanca din Baltagul? De data asta facem cum zic eu. Deci ascultă-mă cu atenție. Păi ascult, dar să știi că dau drumul la cronometru. Vino lângă mine, știu că vrei să fii dezbrăcată până număr la trei. Vino lângă mine, știu că vrei să fii dezbrăcată până număr la trei. Yeah. Mamă! Băi! Păi, stați, fetelor, stați așa, stați așa, nu vă îmbrăcați, că mai bine mă dezbrac eu acum. Ricule, stai puțin, stai încă nu te dezbrăca, stai să-ți fac întâi cunoștință cu fetele. Fetelor, acesta este nepotul meu, Riciu. Riciule, ea este Ludmila. Gata, bă, ajunge, ajunge. Și ea este Raisa. E? Ucile, astea sunt mai bengoase decât Marta Loagine de la mine din clasă. E? Trebuie să facem neapărat un bairam. Neapărat trebuie să facem un bairam și să-l chemăm și pe unchiul Iohan. Pe unchiul Iohan? Da. Dar ce-ți caute neamțul între noi, mă? Păi bun, și atunci cine plătește bengoșenile astea, nu? Păi nepoate, tu știi că nu ești prost, mă? Știu! Nu ești prost! Pe cuvânt, dacă nu avem tur, să plătească neamțul, să nu? Să plătească! Deci, să recapitulăm, da? Da. Eu pun artiștii. Da. Neamțu pune bani. Așa. Și tu ce pui? Deci eu pun botul. Atâta am, atâta pun. Riciule, nu-i corect, să știi că nu ajunge. Dar totuși am o idee. De Crăciun, când plec eu cu fetele la Stuftop, la Vama Veche... Să merg și eu. Nu, ai greșit. Să ne dai motorul, să mergem cu el, să crape toți rochele de ciudă de acolo. Stuftop, Stuftop! Stuftop! Bine, hai să mai repetăm. Du-te lângă ele, știu că vrei, strânge-le în brațe până număr la trei. Du-te lângă ele, știu că vrei, strânge-le în brațe până număr la trei. Stuftop! Am vorbit cu mama la Tiraspol și i-am zis: mamușca, am sunat și am răspuns corect la radio și am câștigat o oră cu... domnul Bodo. Poți să-mi spui Bodo? Da? Poți să-mi spui Bodo. Și ce-a mai spus mamușca? Ce-a mai spus? E, ce să zic, că să am puțină grijă ca nu cumva să mă iei cu mai la him, mai la ho și să chic în freză de pe podul de flori, a? Mâna ta așa. Cu mai la him, mai la ho sunt cei de la Ozon. Noi proconsul n-avem cu mai la him. Ce știa mama? Pentru ea tătis la fel, să știi. Băi, și n-am cu ce să te servesc, Bodo, da? Să știi că dacă-ți place ceva cumva din odaia asta, poți să servești de mă. Îți mulțumesc frumos, sunt căsătorit, Natasha. Ah, da. Da, măcar un autograf pe posterul ăsta, se poate? Te rog frumos, sunt mare fan. Posterul ăsta e cu zdob și zdub, nu suntem noi proconsul. Ce contează? Pentru noi cei de peste prâmpă, ce contează, mai tari ca Pavel Stratan, să știi. Noi suntem proconsul, cei care cântă de la ruși vine ploaia. Da, fii atent. De fiecare dată când tu cântai cântecul ăsta, eu îmi imagineam că pentru mine îl cânti, așa simțeam și... Poate îl cântam și pentru tine, Natasha. Da, cred. Și mă visam așa pe podul ăla de flori, cum mergeam și alergam spre tine și mă prăbușeam în brațele tale. Ale uite, mele. Așa mă prăbușeam. Natasha, sunt căsătorit, te rog mult. Da, m-am prins de data asta. Da, măcar așa, înainte să pleci, nu cânti și mie o dată de la ruș vine fata? Pentru căzătura asta, o singură dată, cu mare plăcere. De la ruș vine fata, fata plină de alcool, de alcool și sinergol. De la ruș vine fata. Bă, dar ce mă enervez, bă, dar ce mă scos din țărite, băi, băi, dar oprește-te odată, mă! Cum compun câte un hit, cum vine câte unul și mie îl fură? De ce nu mă compuneți singur, mă, melodiile, eh?
Natasha, cine e asta? Asta e Vlahopol, un nebun. Am fost eu măritată cu el. Măritată? Da. Aoleu, în ce mai băgă Natasha? Ia stai așa. Auzi, dar tu nu cumva ești Bodo de la Proconsul? Hai să facem cunoștință. Eu sunt Vlahopol, compozitorul lui Bob Dylan. Bodo, mă încântă foarte tare prezenta ta aici împreună cu Natasha. Încântat de cunoștință. Încântat și eu. Nu cumva tu ai compus Blowing in the Wind? Exact, exact. Dar să știi că vagabondul nu a vrut să recunoască niciodată asta decât între patru ochi. Între patru ochi. Și acum dacă recunoaștem între șase ochi, între noi trei, dacă recunoști și eu, cum e? Păi cum să fie? Cântăm piesa aia în barul de noapte în seara asta și după aia rămâne pentru totdeauna a ta. A mea? Da. Mergem să bem o bere? Păi... Ok, hai. Ne pregătim? Gata! Okay. Păi, stați, păi și eu ce fac? Rămân aici ca proasta? Cred că da. Hai, băi, tănate! Salut! Am luat ultimile două bilete pentru autocarul de Milano! Să trăiți, domnul Iohan! Milano? Milano! Italia? Italia! Bravo, mă, bravo! Și? Aveți locuri bune? Dai să mă uit! Unul în spate la WC și al doilea în WC! Nu, tănațe, că m-am uitat! Pe WC scrie ocupat. Nu. Și unde e al doilea? Al doilea e înrulotă la valize. E pentru mine la... Abia aștept să cotrobăiesc prin bagajele fraierilor care merg în Italia. Hai, domnul Iohan, dă-ne hârtia așa să plecăm. Abar, ce hârtie, bă, copile? Cum ce hârtie? Păi, n-ai spus dumneata că ne dai o recomandare scrisă către șeful mafiei care ți-e prieten ăla din Italia ca să mergem și noi la cerșit acolo să ne îmbogățim? Păi, n-am făcut noi repetiții, ne-am deghizat. Păi, da, și cu ultimii bani am luat biletele astea, dar nu-i nimic. Abia aștept să mă întorc de anul nou cu BMW. Bun. Am terminat. Tante auguri, ciao bambina, arrivederci. Arrivederci, da. Ai spus că ne dai hârtie de recomandare pentru șeful mafiei. Ai promis. Păi asta se vedea Felix, da? Arrivederci, tante auguri, ciao bambina. Ciao bambina. Deci, băi, pierd memoria al cifrelor. Cu ce am băgat? Deci 108, 109, 111, 112, 112. Tată, dormi? A țipisem un pic și cum a fost și așa, am trezit așa, cred că am alergie la pernele de gâscă din pernă. Tată, cred că gâsca asta... A fost al lui Bușcă, uite ce pene are, uite. Deci lasă gâsca și spune ce a rezolvat. Tată, deci l-am aranjat pe martalogul de unchi Iohan, i-am găsit două gagici de la super beton, așa cum mi-ai spus. Deci, cât trebuie să dau scurt, că nu mai mă ține aceea. Trebuie să le plătesc. Păi da, și cât? Păi, 500 Ludmila, 500 Raisa, 300 Băutura, 400 artiștii, deci în total... Cred că cu 1000 de dolari te-ai scos, tată. Bine. Uite, ca să n-avem probleme, să nu rămâi în pană, eu zic, ia 900 ca să-ți rămână și ție 100. Deci, 900... Ca să n-avem probleme. Dacă mai îți rămâne... Costă care mi-o dai mie, deci 1000. Bine. Este bine, tată. Să rămână. Mulțumesc foarte mult. Când fac treaba, te-am chemat. Băi, salutări lui Pitagora, băi. Bravo! Place că știi la matematică. O, băi, Natanase, ce tu ne chinuim cu molotoavele astea? Mai bine mergem la neamț și îl strângem ticât cu mânurile astea. Serios? Ce s-o fi făcut doar să stai în celulă cu colegul Corbo, a? Asta nu. Băi, tractor, el ne-a prit pe noi cu Italia, noi îl ardem pe el cu fabrica lui de lumânări. Bine gândit! Foarte bine gândit! Stuf. Mamă, ce arde pe dinăuntru? Dacă arde la fel și fabrica pe din afară. Băi, apropo de asta, ia, hai repetă să văd dacă ai înțeles ce ai de făcut. Hai. Planul, da? Da, te rog. Intru pe poartă. Așa.
bat muncitorii, bat inginerii, bat directorii. Băi, tractor, tractor, noaptea nu-i nimeni la serviciu, băi. Tu de cât intri, aprinzi fitilul, arunci sticla și ai plecat. Atât. Aprind fitilul? Bă, nu aici, bă! Nu aici, acolo. Așa, da, mă. Aprind? Așa? Beau, arunc. Băi, aprinzi, nu bei, arunci și fugi. Ai înțeles? Aprind, așa? Nu beau și arunc. Aprind, hai, succes. Beau și arunc. Aprind, nu beau și arunc. Aprind. Scoală gazdă din pătuț florile d'albe și ne dă un colăcuț florile d'albe. Selectiv. Prospețimea unui nou început. Am înțeles cum se naște un om și asta lumi e de ajuns. Dankeschön, nepoate, dankeschön. Parcă ar fi petrecerea burlacilor. Dankeschön. Deci, uite-le, eu am făcut chestia asta special pentru tine! Danke, da, ține chestie, unchiule! E adevărat că Marta Luaga de mama vrea să se căsătorească cu tine! Băi, poate, după cum merg lucrurile, cred că în scurtă vreme o să fiu tatăl tău vitreg. Beton! Te-am obișnuit cu minți să le ude până-n zi, de la ruștine ploaia. Și vezi dacă ai ceva, niște sentimente pentru ea sau... Glumești? Păi de când am cunoscut-o, viața mea nici nu are sens. Nu mai are sens fără ea. Nu pot să mă gândesc la alte femei. Nu mai pot să mă gândesc. Auzi, astea care dansează, tu le-ai adus? De ce? Unchiule, eu le-am... Pardon, tată, deci... Într-adevăr, eu le-am adus. Așa, fiule, așa. Atunci du-te tu și dansează cu Natasha și pe astea trimite-le la mine. Hai! Șter. M-aș sta la ele, dar nu am curaj. Dar dacă-mi pică una-n mână, e numai o lună și strine. Ludmi, Raisa, Olga, davai! Deci, aveți grijă că spatele meu este Marta Lugu de Unchiul, da? Aveți grijă cum vă comportați cu el, că el plătește toată nasulia asta. Deci, grijă mare, da? Hai, viteză la el acolo, hai! Sartinele la gâsca de pernă și mai nenorocit! Băi, ce mai speria, băi? Tăiriciule, ce cauți, mă, mămica aici, mă? Mamă, deci un admirator secret de-a Batale a organizat o petrecere surpriză la care nu ai fost invitată. Eu m-am oferit să vă invit! Deci, du-te tu înainte, că venim și noi! Ce admirator! Du-te tu înainte, că venim și noi! Ce admirator? Nu știu! Ai vrut să fiu al tău? Asta am vrut și eu. Nu știu ce să mai fac. Auzi, băi, Riciule, uite ce proastă sunt îmbrăcate rusoaicele celea, a? Ce zici? Natasha, de cele sunt bine dezbrăcate. Normal că sunt prost îmbrăcate. Da? Bine, băi! Pare că mă iubești, dar știu ce gândești. Ochii tăi, mami, nu mai pot să simt.
fetelor, dacă o să știți cum să mă luați, o să vă trimit direct la Paris, la Moulin Rouge, să dansați. Da? Direct. Dar de ce nu mai bine la Milano, băi, Nea Iohan? Că tot au rămas biletele de când am fost eu și cu tractor la cerșit acolo. Ce să spun? Ce-i dezbați asta? Opriți muzica! Ce-i dezbați asta în casă la mine? Ia uite, uite, Otilia! Pentru cine vrei tu să-ți părăsești familia? Cu cine vrei să te... Bă, să te măriți? Așa, Iohan? Abăr, Otilia, da, sunt petrecerea burlacilor. E o scenare, dragă. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, șeful. El, ăsta Iohan și cu doamna Otilia voiau să fugă împreună la Milano cu autocarul. Uite, le-am găsit biletele. Ce? Ce? Taci din gură. Nu-ți e rușine? Taci din gură. Cum să tac? Să văd ce scrie pe bilete. Uite-te! Unul în spate la veceu și unul în rulotă dreapta. Băi, galantonești, băi, neamțile. Bravo, tenațe. Să trăiești, șef. Deci familia am pierdut-o. Dar mai mi-a rămas tenațe, mai mi-a rămas tractor, mai mi-a rămas fabrica de lumânări. Cum? Fabrica de lumânări nu e al lui domnul Iohan? Păi am recuperat-o, băi. Ura! Ura! Unde puși pe nase? Nasul trebuie să dai de băut. L-am fript pe neam. Bravo, bă! I-am dat foc la fabrica de lumânări, Nasul, care ți-o luat în nenorocitul ăsta. Te-am răzbunat. M-ai răzbunat? Ai distrus! Cu tu familie, fabrica de lumânări s-a dus. Averea lui tata. Dacă cerul ar putea să te înghită acum ai vrea, să te înghită acum ai vrea, da, 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 da. Ea vrea să brec frica, farmația clean. Ca să ajungi ca e, trebuie să bei gin. Să poți bate doba, în ripcar, bate ue! Bunica bate doba, în rit de emigrare. Bunica cu mășuca face loc la înaintare. Bunica bate doba, în rit de emigrare. Bunica cu mășuca face loc la înaintare. Bunica bate doba, în rit de emigrare. Bunica cu mășuca face loc la înaintare. Un rit de emigrare, unica cu mășuca, pașii loc la înainte.